Am auzit că ați făcut un live pe TikTok primul, cu domnul Mărgineanu. Da. De asta vă cum s-a întâmplat? Asta prost, spontan. Deci, ne-am discutat și el, tip, ieri. Ieri, da. Păi, de să intrăm în live. Haide. Nu, cine a spus de să intrăm în live? Mărgineanu. Da, acum. Ok, și mai departe. Și am făcut, am încercat și noi să vedem. Dar voi v-ați stabilit o temă, hai, noi să vorbim despre noi asta. Noi inițial am gândit, noi am făcut un plan uragan, am gândit ca să discutăm despre teme pe profesia noastră. Da, să abordați total diferit. Idei profunde. Da. Și cum? Normal. Vă discutați între voi și oamenii să uitau? S-au mai cerut încă alte persoane și apoi în live. Eram vreo 6 și apoi 8, ori 7, nu mai țin minte. V-ați văzut cineva treaba asta? Nu. Eu nu mai uit la TikTok. Domnul Mărgineanu are 1780 de urmăritori pe TikTok. De domnul Adrian, vreo 1 milion. Nu. Eu cred că pe svijăcioc am făcut. Eu la altă ieri ne-am făcut cont. Ok. Următorul live. În trei. E cu Mărgineanu? Da. Și cât cred că... Câți oameni au urmărit? Ieri maxim a fost 470. Asta este bine? Cine? Din primul. Asta e prima din dată? Din primul. Peste. Ok. Prima avem dată? Un cunoscut care a spus mai multe ori, cred. Voi, ce faceți asta e figňa, dar faceți live-uri pe TikTok. Okay? Ce faceți, dar faceți live-uri pe TikTok. Și acolo oamenii... Fac te 25 de mii de euro în fiecare lună. Iacă voi ieri câți bani ați făcut? 3 lei. Cine? Voi. Ați făcut bani? Eu ieri 37 de cenți am făcut și cu tine. Felicitări. Pentru vrem să vedem și noi. Eu de mai mult nume vin la aici Moldova, eu prost am apuc de făcut bani pe TikTok. Ce? Unde e? Ce? La video. Dar până nu l-am înregistrat. Eu nu știu, eu desmai. Nu știi ce buton să apese ca să înregistreze da, live-ul. Feldman, da. Nu știu, așa istoria spune că Dorin știe pe ce buton să apese. A, da? Da. Dar domnul Mărgineanu era inițiator. Eu proiectez pe tine. Normal la mine rolișile. Au știu 200.000 de vizualizări. Eu nu de mult am făcut TikTok-ul ăsta. Nu nada. Învață-mă-și pe tine. Tine nu te vizualizează. Urveni. Okay, de ce ne-am strâns azi, colegi? Nu putem trece noi pe alături, da. Nu prea... Tema asta, ce s-a întâmplat, e că crima asta care ne-a cutremurat. Noi toți cunoaștem despre fata pe care au răpit-o și după asta a ucis-o la... Deci au răpit-o din Orhei și după asta a ucis-o în sat, unde am fost eu. Cum se numește sat? Chițcanii Vechi. Chițcanii Vechi. Da, noi acolo am fost. Și Valentinul a fost. Voi, când ați auzit despre asta și, nu știu, deodată ați auzit sau, nu știu, eu de exemplu, prima zi n-am văzut nimic, a doua n-am văzut nimic, doar când deja s-a început așa val de informații, nu eram atent la început, dar... Eu am văzut din procesul de căutare, deci în momentul ăla când încă era, da, cumva nu era, nu putea fi găsită și după asta ulterior, cred că de la voi am aflat de faptul că ea a fost deja găsită și fără viață, undeva în 20 de kilometri de la localitate. Mie îmi părea că, mă rog, deci nu se dădeau foarte multe detalii, mi-mi părea că așa, pur și simplu, s-a dus să se plimbe, a rămas 2 zile la o prietenă sau chestii de genul ăsta cumva. Nu m-aș fi gândit niciodată cu să fie finalitatea care este. Da, inițial eu tot așa m-am gândit. Voi? Mm-hmm. Mai ales că multe cazuri sunt similare când apar după câteva zile. Da, și imaginea asta, nu știu, mie mi s-a creat o imagine, după când am început să mă uit și cercetez un pic, am înțeles că era o domnișoară destul de asumată, da, așa foarte responsabil. Dar inițial așa cumva credeam că e o adolescentă care a rămas însărcinată și care, da, cumva se creează un stereotip în minte. Deci așa, fără judecată, dar ideea s-a creat că, mă rog, eu adolescentă însărcinată, nu era toată informația, care un prieten cu care este într-o relație de mult timp, este dintr-o familie pe care o ajută prin faptul că ea muncește. Deci chestia asta ulterior am descoperit. Apropo, dar cum credeți? Probabil asta tot e o problemă, că noi, poate nu numai noi așa cetățeni simpli, dar poate și, nu știu,
organe de drept, să așa spuneți? Da. Da, instituții. Tot au așa o... Ei, teoretic, tot pot avea așa o atitudine, așa cazuri, așa cazuri. Deci dacă domnișoara tânără, tipa, da, svădit cu, da, prieten și dispărut undeva la prietena sau la alt prieten sau... Există așa ceva, cum credeți? Eu nu știu, eu ca cum am ajuns la așa concluzie? În organe tot oameni lucrează, nu? În organe lucrează tot oameni și trebuie să... Spunem o realitate, că nu știu, e mai inteligență în unele situații care cumva își analizează situația corect, pentru că dacă înainte organele de afacerilor interne luau oameni cu studii superioare din domeniul dreptului, acum au terminat ZOO Institut, nu mai știu, Casmum asta, Astronomicski Institut, din toate, principalul să fie diplomă de studii superioare, știe el cum se cercetează un caz, nu știi, puteți să-i angajează, pentru că statul a ajuns în domeniul Ministerului Afacerilor Interne la sapa de lemn. Condițiile care le oferă ei este condiții care un om adecvat nu le acceptă, da? Dar cel care consideră că oa să-mi dai formă, legitimație, și bunica care vinde pe trânjel prost, eu am să fac bani pe seama ei, și ei îmblă, ei mai bine, iată, ai vândut brânză nu unde trebuie, pe trânjel nu crește cum trebuie. Și au început a angaja persoane care habar n-au ce înseamnă lucruri în organele afacerilor interne. Și când omul se duce de la noi, e, dacă au dispărut, înseamnă că... Eu cred că este ignoranță socială, Dorin, mai mult. Dar nu trebuie noi să asociem organele de drept și cu opinia publică. Organele de drept au o menire strictă de a asigura securitatea omului, dar opinia publică de a bla 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 și de a da diferite versiuni și de a vorbi uneori pe alocuri aiurea, uneori corect, dar polițistul este polițist și el are o menire concretă. Și dacă polițistul o să decadă la nivelul băbuței din fața scării, da? Atunci, vai și-a mar de țara în care trăim noi. Păi, anume, cred că de asta și este o procedură, nu? Este, da. Procesul, sau cum se numește? Pasul 1, legile la noi frumos sunt scris. Pur și simplu, ele nu se respectă. Asta e altă întrebare. Dar mai este și partea cealaltă monedă. În fiecare zi dispar oameni. Exact. Și dacă să luăm în general, nu toate cazurile au o finalitate tragică. Sunt multe cazuri când oamenii dispar. Ca exemplu ar fi alți tineri de aceeași vârstă dispar și ulterior sunt găsite sau oamenii legii dau de ele ușor și probabil în cazul ăsta nimeni nu s-a complicat atât de repede să ia o atitudine majoră, deși dacă stăm să analizăm, polițiștii spun foarte clar că în acea zi de 13 aprilie deja erau luate imaginele pe camerele de supraveghere. Probabil un indicator care a făcut și a dat gravitate situației este că această tânără era însărcinată și unde poate pleca o tânără gravidă în 6 luni la 9 seara în vineri. Nu știu. Probabil este statistică, iată, din atâția oameni care dispar, sunt găsiți atâția. Și procentul ăsta că, iată, se întâmplă crime atât de grav este mic și nimeni nu se gândește că ar putea fi o finalitate atât de gravă. Nu, în cazul ăsta noi putem să ne gândim și la un fenomen în psihologie, este un fenomen foarte clar definit în care 3-5% din oameni au tendința de a părăsi locul, alți oameni, deci când nu este confortabil. Foarte des, dacă noi tragem atenția, că la adulți nu prea tragem atenția, că se plimbă ei pe unde vor. Dar la copii anume, copiii preadolescenți și adolescenți fug de acasă. Dar de ce fug de acasă? Este un fenomen, deci este un element fenomenologic. Și am putea atribui chestia asta deci ca o idee general că se mai întâmplă. Dar bucură faptul că chiar în ziua respectivă au fost luate... Asta dacă așa și-a fost, dar... Pe minimă, gravitatea cazului am simțit-o în momentul în care am văzut interviul cu iubitul victimei. El, voi ați văzut ochii lui și ați văzut cum el era, în general, era atât de emoționat, el plângea. De fapt, jurnaliștii când au luat la el interviu, el a izbucnit în lacrimi și pe mine asta m-a făcut să mă gândesc de 2 ori unde putea pleca fata respectivă atâta timp cât bărbatul ăsta o iubește și, într-adevăr, ei aveau o relație frumoasă. Deja ce s-a întâmplat până
a dispărea ea. La fel au fost și alte gânduri, că iată, poate totuși au avut ei o ceartă, că el n-a vrut să o ia de la acea, după ce a încheiat meditațiile cu copilul respectiv, și poate s-a supărat fata că nu a venit iubitul să o ia. Noi trebuie să luăm în considerație că condiția asta fiziologică feminină de sarcină, ea presupune o funcționare hormonală un pic diferită decât într-o formulă normală, da? Într-o stare normală a femeii, și respectiv prolactina, mai sunt hormoni din ăștia care te fac labilă emoțional, da? Pe perioada sarcinii femeile cunosc. Mai fac glume și bărbații pe seama femeilor, da? Că vrea asta, așa, nu vrea asta, așa, mai vrea altceva. Deci e posibil că nu neapărat că au fost conflicte pentru că ei erau conflictuali sau aveau conflicte de obicei. Posibil că a fost o situație așa emoțională de moment, că nu mai vreau să mă vis mama ei sau m-am răzgândit. Daniela, sau... tu te-ai supărat dacă iubitul tău nu o să vină să te ia la nouă seară de la... Da. De la stație de acolo. Da, da, da. Ești mofturoasă. Mai ales dacă eu sunt sărcinată, sigur m-aș... Nu m-aș supărat, dar... Da. Dar dai să analizăm subiectul ăsta din alt punct de vedere. Eu am mai citit eroi de ăștia pe TikTok, el trebuie, el e vinovat, știi, zoi de ăstea în capul concubinului ăsta. Eu cum spus și mă mai repet, nimeni într-o țară normală nu se așteaptă că dacă o să fie luat într-o mașină de ocazie, neapărat o să fie dus, sechestrat, maltratat, violat, cum până să fie și omorât. Nimeni nu se așteaptă și într-o țară normală nici nu trebuie să trăiești cu gândul ăsta, că tu, dacă te urci într-o mașină de ocazie, gata, ești în risc, în situația de risc, ai să fii omorât. Asta este inadmisibil. Dorin, tu îți lași soția ta la nouă seară să urci într-o mașină de ocazie? Nu, dar nu i-a propus să urce într-o mașină oarecare. Da, deci el și eu trimis o mașină. Da, de... El nu i-a propus să urce în mașină oarecare, dar el i-a propus să vină cu transportul public până la căminul studențesc. Respectiv, tot este un pericol să lași soția iubită. Eu cred că mai întâi în planul Maria. Nu știu dacă noi... Omenesc practic. Omul spune, alo, mai ales într-o localitate mai mică. Eu nu pot, eu acum sunt ocupat, hai urc la trolebus, acolo te întâlnești cineva. Da, parcă e ceva mai simplu. Eu tot mă gândesc, da, noi nu trebuie să credem că la Orhei sau, nu știu, Sângere sau Belt sau peste tot, doar pericole în jurul. Eu înțeleg părerea domnului prietenului meu, Dorin. Întuneric, da. Nouă seară, femeie însărcinată și are de mers mult până la cămin. Într-un milion de cazuri, în așa situație, nimeni nu o să omoare pe această persoană. Dar clar că există acest 0,0001% care și acum s-a întâmplat. Cu părere de rău, da. Eu nu torn zoi în capul iubitului. Nu, toate părerele sunt, eu cred, corecte aici. Dar totodată, parcă vreau ca bărbații din țara noastră să fie mai grijulii cu soțiile și iubitele lor. Că atunci când e târziu și întuneric, poate ar fi cazul să ți sui în mașină și să cheltui acei bani pentru benzină și să vii să ți iei iubita. Atât timp cât ea nu are la dispoziție în mașină. Pe urmă, acest tânăr toată viața lui va trăi cu această senzație că atunci dacă pornea cu mașina, ea nu avea să moară. El, asta gata, el s-a pedepsit cu asta. Dar pe moment... Eu nu-l judic pe el. Și nici nu vreau ca și cei din jur să-l judeci că de ce nu s-a dus ea pe iubita lui. Dar totodată vreau să batem alarma ca oamenii să fie mai grijulii cu apropiații lor. Atâta timp cât au o posibilitate de fie aproape, să fac un efort. Da, dar vezi că noi apreciem după ce pierdem. Deci acum eu cred că că discult s-ar duce după ea și ar aduce-o în brață, oriunde nu ar fi. Dar cazul în care tu într-adevăr ești într-o imposibilitate de a te duci. De exemplu, să fi fost el la muncă, da, în tura de noapte și asta să fie întâmplat. Iarăși, vedeți că noi avem aici un fel de dubli standard. Pe de o parte, că da, el trebuie, că soție însărcinată, eu sunt de acord, perfect, trebuie să aibă grijă. Dar noi trebuie să nu excludem situațiile în care chiar nu poți să o faci. Păi atunci trebuie din start să te gândești pe prietena, concubina, soție, cineva să o omoare. Tu oricum te bazezi pe ce? Că toată lumea e de bun credință cumva că o să ajungă acasă, vine vătămată, adică
Și așa ar fi corect, fi într-o societate normală. Dar noi suntem o țară prea mică. Dar eu nu sunt de acord cu tine la societate, Daniel, și la țară. Noi suntem o țară prea mică ca populație, dar se petrec atâtea lucruri urâte, raportat la numărul de populație și procentul de infracțiuni, la noi e dezastru ce se face. Dacă ne uităm în comparație cu alte țări, la noi e dezastru. La noi e așa de mic țară, cu atâta lume, exodul atât de mare. De mare, și noi avem, iată, chestii de genul ăsta. Asta chiar e grav. De acord, dar eu cred că acest caz a fost, eu cred că este un exemplu pentru... Comun, eu, în primul rând, da, este ieșit din comun. Eu consider că asta e ceva ieșit din comun. Pentru și mine va fi un exemplu. Un comportament maniacal. Eu cred că nu s-a tras atenție la... Bine, despre asta tot s-a vorbit. La background-ul acestui om, care este acum suspect. Deja e bănuit. Este învinuit 3 capete de acuzare. Da. Putem și acum să vorbim despre asta. Mine, noi când am aflat și din sursele noastre, când am făcut noi materiale și de la alți colegi din presă, am văzut că el a lucrat, el în primul rând a avut familie cu care acum nu trăiește. Deci nu trăia în ultimul timp cu familia lui. El a lucrat și în poliție și în sistemul penitenciar. Și important este ceea ce noi am aflat când am discutat cu avocatul lui la acest moment, pentru că acest avocat nu mai este deja avocatul lui. Dar când am vorbit câteva zile după, după ce deja s-a găsit fata, deci din păcate nu vie. La două zile de la găsire. E că la două, da, mulțumesc. Noi am vorbit cu acest avocat la două zile după găsirea fetei și el a spus, cumva cu supărare, a spus că toți, că clar că toți vorbesc că e un animal, nu știu, bine. Că l-acuză pe el. Da, tot țara, tot, nu țara, oameni, deci toți oameni, clar că acuză pentru că el este acuzat, suspect și etc., acuză, nu știm noi, el, nu el, pentru că prezumția nevinovăției ea oricum există, dar... Avocat cu supărare atunci a spus că, de vedeți, nimeni nu a avut grijă de acest om, na-na-na-na-na-na, din sistemul penitenciar el a fost aruncat, după asta a fost bolnav și a fost tratat de, nu știu, какие-то probleme de medicul din sat și probabil a fost tratat incorrect și... Joker, ați văzut? Da. Țineți minte istoria lui? Da. Eu nu vreau să apăr pe om, deci, pentru că pentru noi, noi suntem jurnaliști, pentru noi orice om, toți sunt egali, noi doar ceea ce vedem, încercăm să relatăm consumatorilor de informații, deci publicul care se uită la produsele noastre sau citește sau ascultă. Ce crezi despre asta? Pentru că eu cred că sunt mulți oameni de la care noi... deci, вроде бы noi nu simțim niciun pericol. Вроде бы totul este ok, dar ei au un background, au în trecut s-a întâmplat lucruri care pot duce la acest comportament. Și nu știu, voi poate ați avut în practică sau în știință ce cunoaște despre asta. Părerea mea că noi putem de la oricine teoretic aștepta așa comportament, pentru că eu nu cred că acest om s-a născut cu intenția asta de a omorâi pe cineva. Dar și dacă ați văzut el la știri sau la noi, poate ați văzut, el are un gard foarte, foarte, foarte înalt. Că eu am fost acolo și am văzut cu ochii mei, dar bine, asta a fost și la știri. Gard fizic acasă la acasă, da, acasă. Aha. La dânsul, gardul lui are aproape 3 metri, eu cred. Are cameri de supraveghere și are un gard foarte înalt. Și acolo trăia el singur, pentru că pe el... Și din spusele avocatului la acest moment, și din spusele primarului, și din situația lui, pentru că pe el au părăsit toți. Istoria lui, da. Fiind șef de post în localitate, el avea un comportament foarte strict. Primarul nou ne spune că el nu era de înduplicat ușor, era strict cu oamenii din localitate, ulterior când a plecat peste hotare a avut anumite probleme în familie, a divorțat, a revenit de unul singur, s-a angajat în sistemul penitenciarilor, la penitenciarul numărul 10 la Goian și ulterior s-a îmbolnăvit de COVID și din cauza urmărilor de la COVID
a fost înlăturat din sistemul penitenciarelor și purta o supărare. Chipurile după COVID, da? După COVID, da, după la COVID. El au apărut probleme cu sănătate mentală. Da, și putea să doarmă zile întregi. Așa ne-l descrie avocatul, fostului avocat, de fapt. Da, și Alexandru spune despre faptul că oamenii nu se nasc așa, da? În sensul că el doar nu s-a născut și misiunea lui sau intenția lui a fost, o, am să găsesc o femeie însărcinată și am să-i fac ceva cu ea. Deci, în mod clar, din imaginea asta care, de exemplu, tu acum ai prezentat-o, ceea ce se întâmplă este o traumă foarte profundă, mai ales că ai dat și exemplu cu, din filmul ăla, da? Cu Joker. Da? El a avut o traumă foarte profundă, deci ani la rând mama lui îl impunea în momentul când el se simțea rău să se zâmbească, da? Și asta e o disonanță mentală. Ce face creierul nostru în momentul când noi trăim experiență care depășesc capacitatea de înțelegere. Dacă se întâmplă ceva care în mintea mea nu se aranjează, deci capul meu nu e capabil să proceseze. Și când noi suntem copii, de multe ori situațiile astea sunt, de exemplu, tata a bătut-o pe mama că strângeam sângele, de exemplu, cu pumnul de pe jos. Da? Închipuiți-vă copil de 7 ani, mama la podea, nu se mișcă și strânge cu pumnul sângele de jos. Evident că asta o să lase o leziune extremă pe mintea copilului, pentru că mama e cel mai important om din viața mea. Noi nu știm ce s-a întâmplat în viața acestei persoane, dar ideea este că leziunile respective poate să nu dea de știri niciodată. Așa să rămână ca niște trăsături de caracter, cum spunea Ana Maria, da? Că era o persoană un pic mai rigidă, incapabilă să meargă spre flexibilitate, cu norme foarte bine puse la punct și asta. Ce îmi spune mie, de exemplu, ca specialist? Că persoana a trăit o rană din nesiguranță, dar nesiguranța e violență fizică, violență sexuală, violență emoțională, despărțirea părinților. Deci tot și copilul percepe ca mă tem că am să mor sau mi-e frică că nu am de ce să mă țin. Și ulterior o trăit omul așa un pic mai specific, cu un caracter mai specific toată viața și a venit COVID-ul. Și cu siguranță el, da, COVID-ul, și este deja cumva și documentat, că lasă niște leziuni la nivel de sistem nervos central, lasă niște leziuni la nivel de spațiu psihoemoțional și este posibil că într-adevăr la el s-a declanșat, un trigger a fost pentru el. Daniela, scuze că te întrerup, dar ideea că din mai multe surse noi am citit că bărbatul ăsta era violent și cu soția lui și până la COVID. Adică nu cred că COVID-ul ăsta e o scuză. Poate asta e o scuză pe care folosește avocatul pentru a demonstra că el avea... Da, acțiunea. Una e să o bați pe soția ta 40 de ani și să trăiești cu dânsa și să mori cu dânsa ori tu primul, ori e după. Și cu totul altceva, să faci un plan... O femeie însărcinată. Deci o femeie însărcinată nu este un obiect sexual clasic. Nu orice bărbat... Dar eu cred că omul ăsta a avut plan. Noi, dacă ne amintim, am mai avut cazuri când două doamne, una de la Măgdăcești și alta de la Peresecina, ne vorbeau că au devenit victimele unor violatori. Și atât doamnele respective povesteau foarte clar că mai sunt probabil și alte victime de pe traseu respectiv când te duci spre Orhei, dar care nu au bătut alarma și nu au spus nimic. Și versiunea mea e că bărbatul ăsta a știut foarte bine unde se pornește vineri seara și pe cine caută. Pentru că să aduce mașina ta pe cineva, să vânezi pe cineva în mașina ta, știm de câteva minute să faci ca telefonul persoanei respective exact să fie indisponibil, parcă nu-ți vine ideile chiar atât de repede că am să iau pe cineva în mașină și am să... Chiar a fost intenția de a omorâi pe cineva, probabil pur și simplu a fost intenția de a avea un raport sexual pe cineva, dar... Semi-benevol, poate, până cu, la... Cu elemente sadice? Cu elemente, nu, am direct cu... Nu înțelegi despre ce vorbesc eu. Ce, perversiune? Nu, eu nu cred că el vrea să ajungă la perversiune. Probabil, el deja când a înțeles că fata nu este de acord, atunci s-au început probleme, într-adevăr. Noi dacă mergem pe versiunea că, într-adevăr, cumva noi înțelegem că eu smuls telefonul în primele 4 minute, da? Da, putem și el o stricat sau ce i-a făcut, el o stâns,
nu reușea el în 4 minute să-i propună să facă dragoste, să înțeleagă da, că... Da, asta tot este. Exact. Asta el înseamnă că deodată s-a început ceva violent. Dar nu știu dacă asta se trage din... Crezi că asta se trage din copilărie? Eu cred că asta cumva... Ce? O, nu știu, o... Câteva probleme grave s-au întâmplat în viața omului când el deja era matur și probabil... Asta cumva stricat nu, psihicul, nu? Este vorba, nu? Nu, nu. Dacă nu sunt rădăcini în copilărie, nu... Deci, întotdeauna rădăcinile sunt în copilărie și este factor declanșator. Deci, ceva care se întâmplă acum, ce îmi atinge mie o zonă închisă a minții mele, că de obicei ce face creierul? Refulează, da? Niște experiențe din viața mea le duce într-un dulap foarte departe, în memoria de lungă durată, le blochează acolo și eu nu am acces la ele. Și dacă azi, da, sau, nu știu, în perioada actuală a vieții mele, se întâmplă ceva care direct stârnește ceea ce s-a întâmplat acolo, sau o situație similară, sau din nou am fost abandonat, sau am fost trădat, sau am fost ceva, deci eu voi avea tendința să am un comportament nespecific, mie, nesănătos, și din comun, care este de obicei catalogat ca ceva anormal. Da, Dorin, ce părere ai despre asta? Nu știu dacă pot eu să îmi fac concluzii referitor la copilăria lui. Omul ăsta foarte bine a încercat să scundă urmele infracțiunii, tot la dânsul a fost tare planificat. O persoană cu devieri sau cu probleme psihice, de regulă, lasă atâtea urme din, după infracțiune, că îi găsești în jumătate de oră, așa, vorbim la figura, da? Asta o ascuns, o încercat să... fac așa ca infracțiunea respectivă să nu fie descoperită. El tare bine gândește. Pe expertiza și practica lui că gardian în penitenciar l-a învățat mult pe dânsul, inclusiv și așa de polițist. Faptul că soția lui a divorțat pe criterii de aplicare a violenței, asta nouă tare mult ne spune. Așa că eu nu cred că... Nu caut eu justificări în așa acțiuni. Și faptul, chiar dacă el și-a avut o copilărie nu știu cum, asta nu înseamnă că trebuie să suferi oamenii vinoveți. Și mai este o chestie, că am impresia că acest bărbat, atâta timp cât era în funcție de polițist sau în funcție de gardian, el putea să-și exercite puterea față de alții, putea, simțea așa, compensare, un fel de putere, simțea că el controlează situația, da. Mai ales că probabil la penitenciar putea și armă. Înțeleg că el avea anumite pârghii prin care își exercita puterea și ego-ul lui, așa și-l punea pe primul plan. Iar după ce a fost dat afară din sistem, dacă acest lucru este adevărat, această persoană continua să-și dorească ca să obțină aceeași senzație, să se hrănească cu același sânge de, nu știu, de triumf sau că... Bine, sunt foarte mulți oameni care doresc să se afirme pe seama unor necăjiți sau doresc să se pună mai presus ca alții, folosind fie puterea fizică, fie un fel de manipulări, așa, ca să-și poată să-și suplinească dorința asta continuă de afirmație. Și cred că în cazul lui anume așa și s-a întâmplat, pentru că nu cred că soția lui a plecat de la el. Dar eu nu știu de ce, fiind fericită. Eu am senzația că parcă eu sunt de partea opusă a baricadei. Da, așa ești. Să-ți dau un exemplu. Eu sunt partea științifică. Deci eu încerc să mă uit. Scuze că te întrerup. Eu vreau să-ți explic un moment. Uite, el a luat-o pe dânsa gravidă de 6 luni. Da. Să admitem că era frig, da, mai era coare. Și ea era cumva îmbrăcat cu o haină mai largă, da? El a dus-o acasă. El a dezbrăcat-o. El a văzut că e gravidă. Nu, eu vorbesc așa, să admitem că era întuneric, da. Ia pe imagini. El a văzut-o că e gravidă, el a primit o mașină gravidă, să admitem că nu a văzut-o. Ce vorbesc aberații, dar ca exemplu. Să admitem că el nu a văzut că e gravidă. El a ajuns acasă, a văzut-o că e gravidă. El a întreținut raport sexual forțat cu dânsa gravidă.
El putea să-i dea voie ei să iasă din casă în momentul în care, de exemplu, nu văd că însărcinată până urca în mașină și pentru răpire de persoană acolo primeau o pedeapsă, mă rog, anterior ne contăm. Dar cunoaștem deja că ei au avut raport. Da, da. Ieri procurorii au înaintat și învinuirea de viol. Respectiv, am impresia că ar fi fost deja omul conștient. O violat-o știe ca să o ucidă. Adică, probabil, medicii legiști deja au furnizat informații la procurorii. Crezi că el când a văzut-o pe dânsa cu burt că între mașină, crezi că el a avut alt plan? Eu vreau să cred. Noi nu vorbim că asta e bine ori rău. Noi încercăm să înțeleg, de exemplu, eu, după percepția mea, încerc să înțeleg. Da, eu vreau să cred că вообще nimeni nu poate să aibă așa un plan. Nu, tipa, eu nu înțeleg. Eu înțeleg că я, cum tu ai spus, că teoretic el vrea să, nu știu, să se afirme prin asta. Înțeleg că asta poate să întâmple. Spune-te rog, tu chiar crezi că el avea de gând să o violeze și după asta să-i dă voie să ducă iară poliție și scrie plânge că o violată? Nu, eu nu vreau să cred că el a vrut chiar pur și simplu pe cineva, pe oricine să omoară. Dar care a fost scopul lui că a luat o mașină? Nu știu, dar eu nu vreau să cred că el a vrut să omoară pe cineva. Bine, excludem orice versiune. Până la adică tu vrei să crezi că el a vrut să o violeze, dar a vrut să întrețină raport sexual, dar nu a vrut să o omoare. Părerea mea este că el a vrut să întrețină raport sexual cu oricine în acea seară. Dar în acest moment când ea s-a așezat în mașină, ceva acolo a șlo ne tak și atunci el deja nu a putut da înapoi și s-a pornit acest proces. Aici ne întoarcem înapoi. Probabil mintea lui, capul lui, mozgul lui funcționează așa că el deja nu a putut da înapoi la acest proces. Și când probabil el a înțeles gravitatea, poate era vie încă, dar el deja nu a putut da înapoi, pentru că chiar și viol este grav. Da. Alexandru, să nu uităm faptul că camerele de supraveghere au fixat faptul cum ea urcă în mașină încă vie la ora 4. La 4 dimineața. Ea urcă în mașina lui la ora 4 dimineața, fiind încă vie din gospodăria lui și el o duce în pădurii. Țin în minte această informație, de acord. Dar după asta, informația asta o dat cine? Procurorii sau poliția? Inspectorul general de poliție Cernăuțeanu. Și după asta, peste 2 sau 3 ore, apare alt blinuț în minte. Cineva sau procuror care a fost la o televiziune spune că... Sau domnul Cernăuțeanu spune că... Priceți domnul Cernăuțeanu spune? Domnul Cernăuțeanu. Ok, nu a spus că e auză. Da, ne-a confirmat. Da, ok, dar informația asta atunci era de la procurori, că ea a fost ucisă peste... peste 2 ore când au fost date poliție cerere de căutare. Da. Și asta coincide orele. Nu prea. Eu asta vreau să înțeleg. Potrivit șefului general la 4 dimineața în Chiravie. La 4 dimineața era vie, dar la ora 3 el a dat... Plângerea a fost înregistrată la Inspectoratul de Poliție Orhei, la ora 3 noaptea. Da, el a fost mai devreme la Inspectoratul. El a fost mai devreme, dar până a scris plângerea... Și rapid, nu s-a registrat atunci dar oficial. Dar la ce oră a fost el? El a fost, din ceea ce mi-a spus mie concubinul, undeva din momentul când prietenul lui, care a ajuns la stație și a spus că ea nu este, el a plecat după asta la stație și de la stație a mers la inspectorat. Asta nu, undeva... el de la stație a dus la cămin. Și a stat acolo de vorbă vreo 2 ore cu doamna de la recepție. Asta a fost până la 12 noapte, el a mers până la 12 noapte. Dar nu la 3. Din spusele, din afirmațiile doamnei care stă la recepție la cămin, Ion s-a dus acolo, a vorbit cu el și a așteptat-o pe fată să vină. Da. Ulterior, când a văzut că fata nu mai apare, le-a zis doamnelor, că iată, eu plec la inspectorat să mă plâng poliției că a dispărut Ana Maria. Și asta era deja trecut după 12 noapte. Era în jur, adică nu era ora 3, sigur. Dacă ne bazăm pe ceea ce spun... Da, dar la 4 era vie. Okay. În momentul când spuneți voi că ceva nu a mers cum trebuie o mașină, el putea să-i permit părere. Să... Da, nu prere, cumva versiunea da? De parte... El putea să staționeze și el a ieșit și a plecat. În momentul în care el a luat telefonul și a izolat-o pe dânsa de posibilitatea de a apela după ajutor, eu cred că el deja a stabilit soarta ei. În momentul că fiind în mașină, când el a luat telefonul și el a închis, atunci el a spus că atunci soarta ei a fost hotărâtă, că e vie, nu o să mai fie.
Gata, el a privat-o pe dânsa de posibilitatea de a se deplasa de sine stătător, pentru că era mașina lui și el a luat telefonul, el nu avea posibilitatea de a solicita ajutor. Și asta a fost, apropo, la câteva minute din momentul de când ea se urcă la stație, cât 4-5 minute până telefonul e deconectat. Deci el în 4-5 minute a stabilit soarta ei. El a luat telefonul, a închis și a mers. Aici eu sunt de acord. Că vot aceste 4 minute, da, dar până la aceste 4 minute, eu cred că era altceva în gând. Păi eu spun, și el avea posibilitatea să-i dea voie. Bine, el a încercat, poate cumva să-i propună ceva, eu nu știu ce-a fost în mașină. Deja era așa. Și el, de exemplu, l-a refuzat. El putea să staționează, eu i-a deschis ușa și-a plecat, așa? El a luat telefonul, l-a închis și-a mers la destinația care l-a interesat pe dânsul. El știe unde se duce, el știe ce să fac. Și mai este o chestie care pe mine mă interesează, de fapt, ce s-a întâmplat în acea seară, întrucât polițiștii declară că după ce fata a urcat în automobil, mașina s-a aflat în raza orașului Orhei mai multă vreme, în raza raionului Orhei mai multă vreme. Ulterior, bărbatul a plecat acasă. Asta au fixat camerele din oraș. Mai mult exact au spus? Că... Noi nu ne-au spus cât. Valea, tu ieri ai fost și ai discutat cu domnul Cernăuțeanu. El... Da, el ne-a spus că ei au început căutările din Orhei pentru că, da, pentru că mașina a mers mai întâi prin Orhei, a făcut câteva rute, inclusiv pe drumurile din raionul Orhei. Clar că el trebuie să iasă din raion. Nu doar ca să iasă din raion, dar... ca să meargă spre Telenești, dar a făcut câteva rute prin raionul Orhei. Deja ea era în mașină sau cum? Da, deja fiind ea în mașină. Ok, noi aceste rute nu știm pentru că noi multe informații. Eu înțeleg că poate nici nu trebuie să ajungă la noi acum pentru că merge ancheta. Dar... Da, dar mă interesează ce a făcut el. Eu înțeleg, de când, și... când ei spun că ei au făcut câteva rute prin Orhei, eu pot să înțeleg asta foarte diferit. Pentru că ca să ajungi la Chițcani, tu oricum mergi prin raionul Orhei mai întâi și după asta ajungi în raionul Chițcani. Șeful de la IGP a vrut să ne dea de înțeles că el nu a făcut aceste rute ca să iasă, să ducă spre Telenești, ci le-a făcut cumva intenționat prin Orhei. Asta nu a spus că el nu a spus în punct. Nu ok, asta la ce poate să-mi duc cu gândul? Că mai putea cineva intra în mașină, că mai putea cineva ieși din mașină. Șeful poliției, șeful poliției spune următoarele, că iată... dar despre traseul de deplasare al suspectului în cazul dispariției Anei Marie, nu în zadar s-a făcut o serie și în municipiul Orhei, din simplu considerent că în faza inițială, într-adevăr, conform unei serii de înregistrări care au fost în posesia poliției, am văzut o rută de deplasare până la deplasarea în raionul Telenești, inclusiv și în raionul Orhei. Nu ne dă cu exactitate unde anume s-a oprit, dar pe mine asta mă duce cu gândul că acest bărbat, până ajunge acasă, am mai avut cu el în mașină o persoană. Mă duci cu gândul la chestia asta, pentru că dacă noi stăm să ne uităm la imaginele de pe camerele de supraveghere, bărbatul ăsta, când Ana Maria, atunci când se apropie de automobil, vrea să urce în spate, vrea să deschidă portiera, nu o face din motiv că îi se dă indicații să se așeze în față. Și atât mă interesează. Mai era cu el cineva în mașină? Și atât, Dorin, bine, tu poți să vezi mai de aproape. Ți nu-ți pare că aici se mai vede o persoană? Da, și eu am văzut deci Ion concubin mi-a arătat la fel de pe cameră, dar cumva încă mai apropiat și acolo, într-adevăr, se vede siluet din cu persoană. Din cu persoană. Și, da. Și nu era o problemă dacă mai era o persoană, el spune, hai să-l ducem pe domnul... Stai că nu se leagă. Și cum? Hai, pasager, da? Și da. Eu îi smulg telefonul lui Ana Maria, îi smulg telefonul și pasagerul stă în spate și... Dar poate acel pasager a imobilizat-o pe Ana Maria și i-a luat telefonul mult mai simplu, poate mai este implicat cineva. Mă duci exact cu gândul la chestia asta. Noi nu am discutat despre asta până acum. Dar care ar fi motivul? Că mie e foarte pentru interesant. Pentru că lui, dacă el conduce în mijlocul lui transportului, era greu să conduc și mașina și să o imobilizeze. Pentru că asta cumva mașina putea să deplaseze motivul haotic. Motivul ar fi un sex cu o femeie neajutorat, însărcinat. Care ar fi motivul? Pentru că voi încercați să explicați asta că din punctul de vedere a unei persoane normale care... e un om rău, e o persoană nu prea bună, bate femeia, e așa, e așa, e așa, e așa. Eu văd asta din punctul de vedere a unei persoane care ori pe momentul ăla n-a fost în claritate mentală sau în general are o accentuare și asta nu vorbim despre tulburare, noi nu vorbim despre tulburare, ea trebuie, da, el trebuie să treacă niște investigații ca să fie stabilit, dar eu nu
fiind persoana și în sistemul ăla și în sistemul celălalt, deci omul știe ce-l așteaptă în caz că sex poți să ai, poți să achizi și să ai sex, poți, oricum poți să ai sex dacă nu singur stă femeie, poți singur, da, Alexandru spune, da, să ai sex, deci riscul ăsta pentru mine el pare neapravdănă, da, nejustificat. Dar eu cred că... Și ar putea fi o idee fixă, de exemplu, anume cu o fată însărcinată. Ah. Ar putea fi, știi, mai este așa o chestie, că mie îmi dă sens planul meu paranoic. Da? Am eu un plan paranoic în minte și mie îmi dă asta sens. Că eu am să găsesc o fată însărcinată, am să o răpesc, nu știu, poate un film. Un fetiș. Da, da, da. Fata merge pe drum, sună iubitul și iubitul spune, eu trimit după tine mașină și în intervalul ăsta între eu trimit după tine mașină și vine mașina care a fost trimisă, o mașină alta se oprește exact în locul acela și ea cumva urcă în ea. Nu, atât de noroc. Asta cum planetele așa s-au aranjat? Aiure, trebuie să ai că să... Asta cum planetele așa s-au aranjat? Și la moment, la moment nouă ni se spune că da, credeți, poftim, credeți într-o astfel de că așa s-au, circumstanțele s-au aranjat. Dar eu cred că ok, dar poate este ceva la mijloc. Poate chiar trebuie să credem în aceea că întâmplător a fost. Plus, este ceva, nu tot. Pentru că noi puțin informație avem. Dacă e, ceea ce cunoaște noi, probabil acolo mai este ceva. Pentru că, într-adevăr, foarte, foarte, nu că descurgeri nici nu sunt. Deci noi, ceea ce trebuie discurs, e repede. O curs până la noi, fotografii. Pentru mine, dacă sincer, ca pentru un jurnalist, era foarte straniu. Ei, foarte repede poliția a dat fotografia omului suspect. Pentru că, de obicei, iarăși, din cauza prezumției de nevinovăție, teoretic nu trebuie să dea. Dar, probabil, în acea situație, ei au mers la acest risc. Ei au dat fotografie cu scopul de a cere informații de la oameni. Da, atunci asta era mai presus decât prezumția nevinovăției. Și eu, ca bă, asta susțin. Împostarea făcută de polițiști, atunci când au prezentat fotografiile bărbatului, oamenii legii au făcut apel la... toți cei, da, la populație, că la iată cei care l-au cunoscut și au mai suferit din cauza lui, să ne sune, să ne spună. Și nu văd nimic rău în asta. Că... Da, corect, am în vedere, de obicei, nu arată da, ei fotografia suspectului, pentru că el nu este învinuit, el nu este nimic, el doar un om, fără niciun statut. Cumva poliția și-a asumat acest risc, da, fiind foarte repede convinsă de faptul că exact acest om este vinovat. Ce versiune am eu despre toată această investigație? Că, cum și voi spuneți că poate mai există un om, poate mai sunt oameni implicați pe drum? Teoretic, da. Pentru că, într-adevăr, foarte, foarte, foarte puțină informație noi cunoaștem. Dintr-o parte, totul este foarte simplu, că un maniac care a ucis-o sărmană fată, dar din altă parte noi nimic nu cunoaștem. Nici am înțeles, nici rudele nu cunosc, nici cu care aveți legătură cu... Cum el se numește? Concubin, da, concubin. Deci el tot, îmi pare că nu cunoaște... Dar el nici nu poate să cunoască, el nu este oficial pe dosar. Nu e recunoscut. Asta da, da, ok, da, oricum, bine. Noi, da... Probabil ceva există încă. Pe mine mă pun în gardă semnele acestei crime. Pe corpul victimei au fost găsite semne de sufocare, arsuri de țigară. Asta tot, apropo, preliminar, da, dar preliminar. Noi putem despre asta. Dar nu cred că este o concluzie greșită din motiv cu oamenii. Au văzut pe mâinile ei semne de la țigară. După mai multe zile, eu nu știu dacă... Eu cred că... Ok, există așa mărturii... Eu cred în versiunea asta că nu mai erau să scrie... Nu, așa că asta încă o dată întărește ideea mea că omul are o fantezie bolnavă, o perversiune sexuală, cum v-am mai spus, deci eu din procesul de terapie de multe ori aud de la victimele abuzului sexual, deci fete care au trecut prin experiență de abuz sexual, povestesc niște chestii comune despre bărbații care fac astfel de acțiuni. Deci niciuna din ele nu... sau majoritatea vorbesc despre o stare neadecvată, despre o privire ștearsă, despre, deci felul în care se explică imaginea sau bărbatul ăsta pe care îl văd ele, ca și cum ar descrie o fiară, da? Nu un om care tot e om ca și tine, doar că e gen diferit. Deci am presupune noi că nu toți bărbații ar avea
nu îmi presupunem, haideți să fim pozitiv și ne gândim că majoritatea bărbaților nu au tendința să vrea un act sexual în pofida dorinței altei persoane. Deci sunt niște elemente caracteristice aici. Da, dar cum să, cum să explic faptul din practică, deja spun, că prin majoritatea cazurilor, chiar acolo unde sunt infracțiuni cu deosebit cruzimi, iată, cu stâns de țigară, expertizele psihiatrice ne dau concluzii că ei nu suferă de boli mentale. Asta, deci, marea majoritate, practic, nu știu, 90-95% și că la momentul săvârșirii infracțiunii își dădeau seama perfect de ceea ce fac, erau conștiență, adică atât, ok. Asta cum se explică? Asta se explică prin faptul că noi nu avem doar, categorisim funcționarea omului, mintea omului, omul este bolnav sau omul este sănătos. Deci omul este bolnav în momentul în care are schizofrenie, deja da, determinată, trece tratament, este o tulburare care are doar remisii, nu are da, tratament definitiv. Și invers, omul e absolut sănătos și niciodată nu poate avea acte de cumva comportament irațional. Haideți să fim sinceri, noi stăm aici toți. Fiecare în viața lui a avut nu crime, da, dar în sens comportament irațional. Da, de ce am făcut am asta? De ce am făcut asta? Nu-mi dau seama de ce a fost în mintea mea că am acționat așa. Deci eu aș presupune mai mult că asta e legat de situațional decât de tulburare sau de boală ștampilată așa. Tu vrei să spui că victima din motiv că nu și-a dorit poate să fac sex cu bărbatul respectiv sau s-a împotrivit altor fapte, a fost pedepsit cu moarte. Da. Tu asta vrei să spui? Da. 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 Noi ne-am expus. Dar, dar eu am impresia că da, dar, există o limită unde te oprești. Da, da, noi, păi nu, iată, nu putem, omul depășind noi nu limita asta acolo. Și îi răspundeam lui Dorin că depășind limita asta nu neapărat o să fii bolnav mental. Tu poți fi sănătos mental și ai intrat în rașul ăsta. Deci spuneam despre fetele care descriau abuzatorii sexuali. În rașul ăsta, în excitarea asta, în lupta asta, poate s-au declanșat și alte procese mai profunde și persoana pur și simplu nu-și dă seama de comportament, fiind absolut sănătoasă și normal. Nu stare de afect. Am de la ora 9 până la 5 dimineața nu și-a dat seama că el face rău unei femei. Nu, poate el era, nu știu, sub câte substanțe, apropo. Nu, Maria, că nu și-a dat seama că face ceva rău. Pur și simplu era în trăirea lui și poate nu era s-a analizat. Poate era supărat pe anume femei tinere și gravide. Și însărcinate, dar poate avea o idee fixă. Da, de ce? Dar vă imaginați că dacă soția lui îl denunța pe el la timp, prima asta da, putea despre asta să nu vreau se întâmple. Vă amintiți de cazul ăsta de la... Noi am făcut și emisiune despre măcelarul de la Olănești care tăia degetele concubinii sale da. Și soțiile lor, lui anterioare, povesteau că le-au dus în cimitir, le-au răstignit, le punea capul pe trunchi și le tăia părul ca să... Dar pe asta nu se poate făcut? Nu? Ok. Tăia părul, adică probabil că această crimă nu era să aibă loc dacă îl denunțau mai devreme. Da, eu despre asta vreau să vorbim pe scurt. Vedeți, noi am înțeles care a fost background-ul domnului invinuit. Și noi înțelegem că între noi sunt mulți oameni chidaniți de sistem, de familie, de... și oameni foarte supărați. Când, nu știu, mergem, eu merg pe stradă sau în transport public, de exemplu, ascult așa istorie. Oamenii sunt foarte supărați, care lucrează zi de zi la un lucru, de exemplu, la un post de muncă. Nu, ei nu zâmbesc. Deci ei nu zâmbesc, doar povestesc cum istoria de jale, de, cât de figovă de lucrat aici, ce это вот, nu știu, начальник и это, да-на-на-на-на, etc. Deci, cum, noi, sau noi nu putem rezolva această problemă la noi? Ну, типа, чинева требуя, когда... Да, соцея теоретик, да. Да, когда бы тут, интрадивер. Соцея требуя теоретик со анонсе полиция. Да, и ел украин полиция. А здесь непонятно. Дар суть, бине, дак авокату спуни, к ел, пиел, киданит система пенитенчар. Ну, а врут сей напой ла лукру. Ну, poate și ei trebuie să observe anumite devieri da, de comportament. Dar trec comisii. Ce trebuie de făcut? Trec ei acolo. Colegii de lucru sigur observau, vecinii sigur observau.
toți observau, dar tu nu ai instrument. Eu am un preajma mea în cercul meu, nu tare apropiat, dar om care îmi pare straniu. Care îmi pare straniu. De ce eu? Eu tot aveam un vecin de vis-a-vis. Dar eu nu am niciun instrument. Eu nu pot să mă adresez la poliție că mie îmi pare ceva. Sau nu pot să mă joc de detectiv, să-mi duc după dânsul, să văd ce faci. N-am niciun instrument. Și în cazul acestui om, sigur că vecinii lui, ce nu vedeau că e om straniu, sigur că îi vedeau. Dar și tu asta vezi. Și pur și simplu trăiești cu speranța că dacă faci ceva, nu cu tine. Dar pe asta получается не похуизм, а это получается noi не темим? Noi nu știm ce să facem. Da, noi nu știm ce să facem. Eu mi-am adus acum aminte că tu spuneai de vecinul tău. Eu aveam un vecin. Eu n-am spus că este vecinul meu. Vă rog să nu spuneți că este vecinul meu. Dintr-un cer de prieteni, nu tare apropiat, o zis. Vecinul tău de prieteni și de plăcere, că eu țin vecinul meu, asta nu... Vecinul meu nu e despre tine. Salut, Денис! Как дела? Aveam vecin vis-a-vis, fereastră în fereastră, dar peste drum. Și în fiecare dimineață ceva îmi spunea, prima perioadă nu îmi dădeam seama că cu mine vorbești. După asta am înțeles că cu mine, dar suduia și cumva ceva emoțional. După asta, peste vreo două luni, am găsit scrisori foarte aberante, scrise jumate în român, jumate în rus, în poștă. Da? El știa numărul apartamentului în care eu trăiam. După asta nu mai duceam gunoi de una singură, până am rugat pe cineva să stea de vorbă cu el și n-am mai avut incident. Și a dispărut, da? După ce ai rugat? După o discuție intensă, a dispărut. Nu, în sens, noi dispărut comportamentul, nu el. El era prezent. Nimic nu putem face, poate. Da, și Daniela, ai putut interveni deoarece era direct la tine o acțiune, o scrisoare da, sau ceva. Da, asupra mea, da. Dar dacă nu aveți fi direct la tine și pur și simplu aveți fi poate un nou strani acolo, cred. Da, ce să denunț? Ce nu poți să faci nimic. Și, nu știu, cu asta aici nu sunt instrumente. Pare foarte rău că Ana Maria Guja o să rămână statistică la noi în țară. Și mie îmi pare rău. O să facă parte din statistica asta sumbră. Și lucrul ăsta mă întristează tot mai mult din motiv că te simți atât de neprotejat, atât de expus la pericole. Nu știi peste cine dai și trebuie să fii atent cu cine comunici, în preajma cui te afli. De asta parcă am avea nevoie de mai multă protecție din partea statului, că atunci când știi că în caz de se întâmplă ceva, în câteva minute o să vină cineva să te salveze, trăiești cu altă speranță și cu altă privire spre viitor. Teoretic, da, dar vedeți și în țările așa o leacă mai performante și acolo unde nivelul de viață este mai bun, de exemplu, în Suedia, în Germania, tot foarte multe așa situații se întâmplă. Da. Și eu cred că, într-adevăr, deci când noi și nu putem legal spune persoana asta nu-mi place. Cum era cândva la noi, că pur și simplu vecinii spuneau că el este bogat și da, arestau persoană. Noi sau ajungem la acea situație unde 99% vor fi nevinovați și unul teoretic poate va fi. Dar acum la noi este democrație mare și noi nu, iarăși nu putem face nimic cu nimeni. Получается, nimic nu se va întâmpla, doar trebuie să ne protejăm noi așa unii pe alții, că noi ne luăm așa de mâini și ne protejăm, nu știu. Cumpărăm cuțite, ne antrenăm, nu, că facem nu karate. Scuze. Nu e o, da, nu da, e o soluție clar, ca să eu cred că nu există o soluție așa globală și foarte, foarte, nu corectă, dar... Așa, care se lucrează la 100%. Violența nu justifică că tu să da, răspunzi noi, cu violență nici într-un da, caz. Da, noi nu vorbim despre, de exemplu, acum... Ai spus că să cumpărăm cuțete. Pentru autoapărare. Nu, dacă vine cineva și vrea să te bat, teoretic un balonce gazului sau cuțet sau... Da, dar ce să facem dacă există asta? Dar ce să facem dacă primar noi suntem, scuzați-mă, da, dar suntem ființe, suntem animale, doar ulterior suntem homo sapiens sapiens, da? Deci avem și furie, avem și tendințe de agresiune, avem și de toate avem. Și sunt oameni la care asta e mai accentuat decât la alții. Încă în perioada medievală ne-am adunat, cum aici noi toți ne-am adunat. Deci tot lumea s-a adunat și a spus, hai să dăm câte 5 lei și să construim o căsuță unde să-i ducem pe ăștia care sunt periculoși pentru noi. Și de atunci noi continuăm să facem chestia asta. Dăm o parte din salariile noastre pentru anumite instituții. Spital de psihiatrie, spital de nu știu ce, pentru copii abandonați, pentru penitenciar, pentru chestii. Deci asta facem. Eu nu știu
ce am mai putea să faci? Oricum, este un fenomen, eu parcă văd cum toată lumea scrie în comentarii, ea ține cu... Cu criminali. Da, cu criminali. Oh, voi nu mă puneți în lumină negativă, vă rog. În lumină galben. Pentru că eu vreau să am o abordare științifică, mai puțin emoțională, pentru că dacă ar fi din punct de vedere eu ca om, nu ne interesează această părere. Tu recunoști că ești agresivă, da? Da. Asta, da. Deci noi, probabil la moment, noi patru și colegii noștri, că mai mulți colegi aici sunt, nu avem o soluție. Dar să eu cred că noi trebuie să ne gândim la ea și noi cred că trebuie să ne gândim la cercul nostru de cunoscuți, de oameni cu care noi lucrăm, cu care noi vorbim, să încercăm să fim mai buni, mai să protejăm unii pe alții cum noi putem. Probabil asta doar va fi o soluție, pentru că, nu da, noi foarte rar așa putem, nu știu, ne gândim că e statul să ne protejeze, dar bine, undeva ne protejează, undeva noi trebuie să fim responsabili de asta, probabil. Dar vreau să întreb ceva repede, dar cum e să fii avocat la această, dacă noi nu vorbim avocatul despre avocații jertfelor, de exemplu, dar oricum oameni care sunt învinuiți sau chiar clar că au săvârșit ceva foarte, foarte grav. Avocat de partea părerii. Iau avocați. Și cum asta? E bună întrebare. Ce ai cineva drept? Eu nu prea mă implic în așa cazuri de genul dat evit. Sau da, evit. Nu de atât că n-aș putea să-l apăr conform legii, da? Dar moral nu prea îmi permit să o fac. Chiar și în cazul ăsta, eu aș aștepta raportul de expertiză psihiatrico-psihologică. Eu mai degrabă aici aș fi de partea acuzării. Dacă el într-adevăr își dădea seama de ceea ce face, îmi pare foarte rău că noi avem pedepsa cu moartea în Moldova. Asta ar ușura tot. Și ai murit odată. Păi da, nu poate statul să cheltui pe tine o viață întreagă să te țină acolo, să te hrănească, să te îmbraci. Nu înseamnă că trebuie de inventat altă pedepsă. Care? Dar eu cred că... Explozarea pe lună. Avocatul părții apărării, cred că ar avea o șansă foarte bună să se afirme din punct de vedere profesional. Ca statut. Ca statut, dar chiar și ca să intre în esență. Eu sunt absolut sigură că aici o pedepsă ușoară nu va fi și justiția chiar sper să-și fac treaba bine, dar ca avocat al părții apărării, aș vedea oportunitate de a implementa niște tehnici interesante, ca expertize, cum ar fi niște expertize psihologice, psihiatrice, cu niște specialiști foarte buni. Poate să fie analizat comportamentul lui acum cât stă după gratie, în izolator, să fie foarte bine puse la îndoială toate probele din casa bărbatului, din mașina bărbatului. Aș vedea o oportunitate foarte bună pentru un avocat să se afirme și să arate ceea ce are el mai bun. Pentru că uneori când ești, am impresia că atunci când ești avocat de partea victimilor sau de partea... Este mai ușor de lucrat. Este poate mai ușor de lucrat, da. Dar în cazul ăsta aș vedea o șansă bună. Da, dar vezi că ideea este, eu nu știu cum, medicii sunt obligați pentru că au dat jurământul, nu știu cum avocații sunt obligați să-i ajute pe... Eu, nu, dar cei care sunt din asistența oferită de stat, da? El nu are dreptul să refuză clientul fără careva motiv, el e obligat să-i acorde indiferent pe ce infracțiune este învinuit clientul. Cei care nu acordă asistență garantată de stat, că de exemplu chiar eu pot să refuz oricare caz și nu am nicio obligațiune în față de nimeni absolut spre ea un anumit caz. Eu doresc succes celui care o să încerce să-l apere pe acest criminal. Eu sper că totuși pedeapsa o să fie detenție pe viață, numai puțin. Detenție pe viață, exclusiv. Și ceea ce ai spus, Ana Maria, cu metodologii, noi, da, într-adevăr, la noi se fac așa expertiză, psihiatrico-psihologice, dar este altă idee că expertiza se face de expert licențiat care deține licența de expert. Antrenarea altor specialiști, asta ar fi așa cumva interpretată sau admisă de instanță pe planul 2-3.
Pe prim plan ar fi concluzia care o dau experții licențiați, da? Să fac concluziile. Deci ar fi bine. Sexopatolog, de exemplu, dacă demers foarte așa profund, dacă eu mi-aș permite imaginației mele, procesul ăsta de investigație ar fi, de exemplu, și cu soția lui, în care s-ar analiza preferințele lui sexuale. Poate el are o tendință de BDSM, da? De agresiuni în timpul sexului. Deci chestiile astea tot se pot lua în considerație că dacă ne-am duce așa foarte extins. Asta din interes de profesional. Dar bine, azi am discutat foarte despre ceva foarte tragic, dar eu cred că noi trebuie să înființăm așa o rubrică, așa mai veselă, da. Podcast. Se numește Танцуй во слой. Танцуй во слой. Да, Танцуй во слой. Bun, Динамери. Динамери окей? Да. Апрувит? Примал 100 de клиенți, dacă viniți, dăm câte 10 litri бесплатно. În Moldova s-a format un rând de automobiliști. Pentru combustibil gratis. Mm-hmm. Asta s-a întâmplat la Magdacești pe случаю deschiderii benzinării noi. Și primii 100 de clienți au primit câte, nu știu dacă au primit, dar așa s-au primit și, vidimă, da. Au primit câte 10 litri de combustibil mm-hmm. gratis, dar dacă au cumpărat un cheeseburger, au primit și în cadou o Coca-Cola. Vă dați seama și deal. De jumătate de litru. Jumătate de litru. Și un 0,33. Nu, ideea este care. Dacă aici se vede că un rând este foarte lung. Deci oamenii stau, am de nu, tipa, кажется, că acum, deja noi așa, o viață așa mai rapidă, mai noi trebuie să facem, nu știu, mișcări mai repede, noi să, tăvot, nu știu, să facem bani, da, da. Să facem acțiuni, să facem, nu știu, distracție undeva. Dar, nu avem timp într-un cuvânt. Aici oamenii stau, stăm sub rând. Soare, probabil și cu condiționer inclus, как бы. Și 10 litri. Da. Și это вот. Ce părere aveți despre asta, colegi? Noi putem ceva schimba în țara asta, așa, jostcă? Dar uite, despre țara noastră, Alexandru, uite la Black Friday sau undeva într-un magazin din America. Tu vrei să spui că noi avem Black Friday? Eu vreau să spun că în orice țară europeană se fac, lumea stă să bate la ușă și nu-i despre noi. Există în psihologie, din câte cunosc. Tu ai sta? Eu tu ai stat pentru un cheeseburger. Bun. Nu, el, înțelegeți, asta nu e cei mai săraci oameni. Nici nu automobile de scumpe. Dar noi nu vorbim despre în asta. Noi vorbim despre dorința de a primi ceva gratis. Da. Da. Este o întrebare foarte... Retorică. Retorică. La revedere. Revedere. Dostene. Mulțumesc.